PSD a câștigat alegerile prezidențiale în OLT cu un scor de aproape 55%, chiar dacă scorul național obținut de Viorica Dăncilă a fost de numai 34,12%, cu peste 20% mai mic decât scorul județean. În aceste condiții, președintele executiv al PSD OLT, Marius Oprescu, a declarat că strategia făcută la nivel central de partid pentru aceste alegeri a fost una greșită. Cred că strategia pe care PSD-ul a făcut-o de această dată, conducerea partidului, a fost una greșită. Dacă alegeam un candidat pe criterii sociologice, adică să fi mers cu cel mai bun candidat pe care l-avea partidul, probabil scorul în acest moment Putea să fie altul. Întrebat dacă Viorica Dăncilă ar trebui să demisioneze de la conducerea partidului, Marius Oprescu a explicat că este prea devreme să fie luată o decizie în acest sens. Este nevoie însă de o reformare rapidă a PSD pentru viitoarele alegeri. Nu e cazul să vorbim acum la cald, dar, așa cum știți, PSD-ul a fost una dintre organizațiile care a susținut încă de la început că strategia pentru prezidențiale a Partidului Social Democrat a fost una greșită. Iată că rezultatele ca și la. Europarlamentare ne-au confirmat că tot ce am susținut a fost adevărat. În ceea ce privește conducerea Partidului la nivel de București, trebuie făcut o analiză și văzut cine este vinovat de aceste rezultate, cine este vinovat de alegerea făcută în momentul respectiv, pe ce s-au bazat atunci când au stabilit candidatul și, în funcție de tot ce sunt la dispoziție, probabil și se vor lua deciziile corecte. Cred că PSD-ul are rapid nevoie de o reformare și acest lucru trebuie să înceapă imediat pentru că ne așteaptă anul viitor două rânduri de alegeri foarte importante pentru noi, alegerile locale și alegerile parlamentare. În Olt, PSD s-a impus în majoritatea localităților cu scoruri cuprinse între 51,4% în Drăgănești Olt și 88,9% în Optaș Măgura. PNL a reușit să se impună în 19 localități din județ.